Anda, nu pleca. Vreau să spun ceva. Tata nu vrea să afli, dar eu m-am gândit că e mai bine să-ți spun. Știi ce spune lumea? Că tata e un om rău. Că din cauza lui Petru a făcut afișe cu iepuri. Un A, doi A. Nu fi obraznic cu tatăl tău. Nu eu l-am ales. Tată, e adevărat că tu ai vrut să-l înlături pe prietenul tău? Pe prietenul meu. Prietenul tău, al meu. Nici azi nu cred în arta lui. Nici alții intră ta. De mult. Vrei să mănânci? Da. Ce te-ai lovit? O lea. Gelu, tu ești? Salut. Salut. Ce faci? Practică? Așa e concursul? Nu, altceva. Tovarășe Simia! Imediat. Mă duc, așteaptă. Să mă amestec în povestea asta. Vorbești prostii. Adevărul e că nu știu ce să spun. Ce vrei? Înțelegi că e foarte important pentru mine să știu. Să știu tot. Hai să îmbătrânești repede. Hai, lasă pleacurile. El era un om fără imaginație, iar eu aveam prea multă. Cam ca tine. Asta e tot. A vrut să te înlături? Ești mă prost. Sunt deștept. Sunt foarte deștept. Am vrut și te-am făcut să spui tot. Thank you.
atenție la domn. Că ești deștept. Sunt foarte deștept. Crezi că ai haz? Na. Știi că mâine ne mutăm. Am întârziat. De unde ai fost? Am fost peste tot. Ce șchiopătezi? Am spus că tata i-a făcut atâta bine încât i s-a făcut greață. Cine? Cine? Petru al tău. Am fost la el. Cum ai putut să mergi la el? Pe jos. A zis că o să-l alături. Nu, nu, v-am cumpărat o plac. L-am spart-o pe drum. Stai pe nebună. Nu, am încurcat-o. Tu te știi spală pe față. Imediat. Ce-o fi în capul tău? Am să fac ceea ce n-ai îndrăznit tu. Am să divorțez. De cine? De el. Când ereditatea e la modă, parcă m-a cuprins frică, insil. Tata plus eu, pe lângă tata minus eu, egal tata, tata, minus eu, eu. Mamă, ce sine. De ce ți-e silă? Nu știu. Adică știu eu, dar nu vreau să spun încă. Mă duc să mă culc. Asta înseamnă unitate. Continua trecerea dintr-un an într altul. Transformare, autoschimbare. Da. Unitate este și felul cum viața ea, când o înfățișare morală, când una materială. Și cum trecutul se transformă în prezent, acesta se răsfrânge în trecut. Sau prefigurează viitor, de care și trecutul, și prezentul. Sunt spiritualicește plin. Asta am citit-o undeva. De fapt, nu te-a bătut nimeni când trebuia. Tatăl tău muncește mult, muncește foarte mult. M-ai păcălit. Nu. Și în tine există două ființe. Una care păcălește și alta care e păcălită.